Vă invit să deschideți împreună cu mine Scriptura la Iacov, capitolul 5. Voi citi de la versetul 16 până la versetul 18, pagina biblică 1190. Iacov, capitolul 5, citesc partea a doua, versetului 16 și apoi versetul 17 și 18, pagina biblică 1190. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Amin. Vă rog să vă reașezați. La un moment dat, Diogene stătea în fața unei statui, stătea cu mâna întinsă și aștepta să primească ceva de la statuie. Și sta așa minute în șir, ore în șir. Trec pe acolo oamenii prin Atena, îl văd pe el stând cu mâinile întinse în fața unei statui, așteptând să capete ceva, cerșind ceva de la statuie și oamenii se întreabă totuși ce vrea să spună Diogene prin atitudinea lui. Și cineva îi spune, Diogene, eu vreau să te înțeleg, cum să te aștepți să capeți ceva de la statuie? Ai văzut pe cineva să primească ceva în viața lui de la statuie? De ce stai tu cu mâna întinsă și cerșești de la statuie? La care zice Diogene, fac lucrul acesta ca să mă obișnuiesc cu refuzurile. Sunt oameni care de multe ori spun, auzi, nici nu are rost să mă rog, pentru că oricum Dumnezeu nu mă ascultă. Mă rog și nu se întâmplă absolut nimic. De fapt, nu primesc altceva decât refuzuri. Și faptul că nu primim întotdeauna ce ne dorim noi de la Dumnezeu atunci când ne rugăm sau avem noi impresia că Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor noastre potrivit așteptărilor noastre sau chiar stă Dumnezeu departe de noi și nu ne împlinește nevoile, ne face nu de puține ori să zăbovim în a ne ruga, să desconsiderăm, nu neapărat declarativ, dar așa faptic, să desconsiderăm importanța rugăciunii. Și de fapt, vorbele sunt importante, dar mult mai importante decât vorbele sunt faptele. Și faptul că noi nu punem preț pe rugăciune arată că de fapt nu suntem atât de preocupați de rugăciune, nu suntem atât de convinși de faptul că rugăciunea chiar poate să schimbe lucrurile și prin rugăciune Dumnezeu intervine și Dumnezeu lucrează. Iacov, fratele lui Hristos, spune în felul următor, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Acum, istoria bisericească face vorbire despre Iacov, fratele lui Hristos, și în mod special Eusebiu de Cezarea, cel mai mare istoric bisericesc, spunând că a fost un om al rugăciunii. Atât de mult se ruga și atât de mult se pleca pe genunchi, încât genunchii lui erau așa de bătătoriți, spun istorici și în mod special Eusebiu de Cezarea, încât genunchii lui Iacov erau asemenea genunchii cămilelor. Atât de bătătoriți erau genunchii lui. Era un om al rugăciunii, un om puternic. Și el spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Și ne-l aduce ca și exemplu pe Ilie, un om al rugăciunii și un om de la care aș vrea în această dimineață fiecare dintre noi să învățăm cât de important este rugăciunea pentru noi și ce poate să facă Dumnezeu prin rugăciunea noastră. În această dimineață, mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru tine și pentru mine l-am intitulat, cum să te rogi ca să fii ascultat. Cum să te rogi ca să fii ascultat? Mă rog în această zi să ne ajute Dumnezeu să alergăm la rugăciune, să ne rugăm în fiecare zi și pentru noi rugăciunea să fie un mod de viață. Dar cum să te rogi ca să fii ascultat? Nu-i suficient doar să te rogi, ci trebuie să te rogi în conformitate cu învățătura cuvântului lui Dumnezeu ca Dumnezeu să te asculte. Cum să te rogi așadar să fii ascultat? În primul rând, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu. Primul lucru pe care te rog să-l reții în această zi, când stai în prezența lui Dumnezeu în rugăciune, este faptul că tu și cu mine, noi depindem de Dumnezeu. Suntem totalmente dependenți de Dumnezeu. Te rog, reține lucrul acesta, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu. Iacob spune, mare putere are rugăciunea și ne-l aduce în discuție pe Ilie. Ilie este un om care depinde de Dumnezeu. Și cum depinde el de Dumnezeu? El se roagă ca Dumnezeu să pună lacăt pe cer. 3 ani și 6 luni, spune Scriptura, nu plouă absolut niciun gram de ploaie. De ce? Pentru că Ilie se roagă lui Dumnezeu cu îndrăzneală și Dumnezeu îl ascultă. Dar nu Ilie închide cerul, ci Dumnezeu închide cerul. Apoi spune Scriptura, după acești ani de zile de secetă, de foamete în Israel, Ilie se roagă din nou și se roagă, dacă ne uităm în Cartea Împăraților, se roagă stăruitor, se roagă de mai multe ori.
cerători și spune: Doamne, trimite ploaie. Și cel ce trimite ploaia este Dumnezeu. Te rog, reține, nu Ilie închide cerul, nu Ilie deschide cerul, cel ce deschide cerul și închide cerul este Dumnezeu. Ilie depinde de Dumnezeu. Rugăciunea lui Ilie nu este o rugăciune poruncitoare. Eu acum poruncesc cerul, închide-te, cerul deschide-te. El se roagă și Dumnezeu acționează. Primul lucru pe care trebuie să-l conștientizăm, dacă vrem să ne rugăm în așa fel încât Dumnezeu să ne asculte, este acela că noi depindem de Dumnezeu. Cei mai mulți dintre noi depindem și de Dumnezeu, dar depindem și de mintea noastră. Depindem și de Dumnezeu, dar și de experiența noastră. Depindem și de Dumnezeu, dar și de banii noștri. Depindem și de Dumnezeu, dar și de relațiile noastre. Depindem și de Dumnezeu, dar și de proprietățile noastre. Depindem și de Dumnezeu, dar și de profesorul nostru. Depindem și de Dumnezeu, dar și de medicul acela bun. Depindem și de Dumnezeu, dar și de păstorul care se roagă pe noi. Depindem și de Dumnezeu, dar și de tata și de mamă și mai departe. Da, Dumnezeu își are locul lui, că dacă nu n-am fi aici în această dimineață, am fi atei, am fi fără de credință în Dumnezeu. Dar marea noastră problemă a celor care îl cunoaștem pe Domnul este că am început să nu ne mai bazăm doar pe Dumnezeu. Ne bazăm oarecumva și pe Domnul, dar ne bazăm și pe resursele noastre. Altfel vorbești când ai niște bani în buzunar, altfel vorbești când ai niște bani în conturi, altfel vorbești când ai niște proprietăți, altfel, mă, dacă te restructurează de la serviciu, nicio problemă, Domnule, am economii. Care este problema? Am proprietăți, le vând, nu o să fiu muritor de foame. Dintr-o dată Dumnezeu, da, este în ecuație, dar nu este totul. Și când Dumnezeu nu este totul, El nu ne poate asculta rugăciunea. Când Dumnezeu este doar unul dintre ceilalți, înseamnă că nu te bazezi pe El. Eu mă bazez și pe altcineva și atunci nu sunt totalmente dependent de Dumnezeu. Când Ilie se roagă ca Dumnezeu să închidă cerul, înțelege că nimeni nu poate închide cerul decât Dumnezeu. Când el se roagă: Doamne, deschide cerul, că a ajuns seceta 3 ani și 6 luni, înțelege că nu există nimeni care să deschidă cerul decât unul și acela este Dumnezeu. Dacă vrei să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu. Nu de Dumnezeu și altceva, ci doar de Dumnezeu. Se roagă dat un frate și are criză financiară, nu mai are bani să-și plătească utilitățile, nu are bani să-și plătească banca și se roagă în felul următor: Doamne Dumnezeu, le zice, te rog frumos, fă ceva pentru mine, dă-mi bani, că am nevoie de bani, trebuie să-mi plătesc ratele, trebuie să-mi plătesc utilitățile, am cheltuieli cu pruncii, Doamne ajută-mă! Și la un moment dat, în timp ce se roagă, el își aduce aminte, stai mă că dacă cumva nu lucrează Domnul, și chiar s-o gândi la asta, dacă nu lucrează Domnul, văd eu ce fac, îmi iau un al doilea job și tot le scot eu cumva la capăt. Pe atunci tu nu mai depinzi de Dumnezeu, că Dumnezeu îți dă ideea să-ți mai iei încă un job, asta e partea a doua. Dar nu vin eu cu soluția înaintea Domnului, știi, eu mă rog, Doamne, ca Tu să-mi dai bani și eu mă și gândesc dacă cumva nu îmi dă Domnul banii necesari, știu ce o să fac, mai fac aia sau cealaltă. Când te rogi, depinzi de Dumnezeu și n-ai soluția de rezervă. Neînțelegeri cu mama, și când au avut neînțelegeri cu mama, s-au gândit cum să-și rezolve problema cu maică. Și a început să se roage fata aceasta: Doamne, rezolvă problema cu mama. Și începe să se roage: Doamne, te rog, rezolvă problema cu mama. Vreau să mă înțeleg bine cu mama. Și în timp ce se roagă, îi vine în minte următorul gând: dacă nu cedează mama, nicio problemă, știu cum să o șantajez. Și atunci vorba cea mai mare e dragostea de mamă decât dragostea de fică. Știu cum să o pun la punct pe mama. Și avea rezerva în minte, și avea soluția de rezervă în minte. Am eu planul B, am eu soluția a doua. Asta nu este dependență de Dumnezeu. Dacă tu ai în minte în timp ce te rogi soluția a doua, nu e dependență de Dumnezeu. În mod normal trebuie să spui: Doamne Dumnezeu, eu mă rog și vreau ca Tu să lucrezi, că după aceea Dumnezeu îți dă planul B, planul C, partea a doua. Dar nu mă rog ceva de genul: auzi, eu mă rog, îți cer lucrul acesta, dacă nu se întâmplă, văd eu ce o să fac, Doamne. Deja am în minte planul. Știu cum să presez pe nevastă, pe bărbat, știu cum să mă porc cu șeful, mai fac câte o pagubă. Vorba aceea, dau cu câte mașina, câte o mașină, dau în groapă, îi spar roțele și mă revanșez pe el. Doamne, n-am... Tot felul de planuri în mintea noastră, frați și surori, dragi prieteni. Ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, trebuie să conștientizăm că depindem de El. De El depindem în totalitate, nu de El și banii noștri, nu de El și relațiile noastre, nu de El și abilitatea noastră, nu de El și mintea noastră, ci depindem de Dumnezeu. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit, și cel neprihănit invocat este Ilie. El are putere pentru că Dumnezeu îi dă har, pentru că el se roagă depinzând de Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate închide cerul, numai Dumnezeu poate deschide cerul. Dacă noi ne-am rugat așa, Dumnezeu pentru noi ar închide și ar deschide cerul. Dumnezeu ar aduce vindecare, Dumnezeu ar aduce liberare, Dumnezeu ar aduce schimbare, Dumnezeu ar aduce pace. Dar când te rogi cu soluția B și C,
Frații mei, noi nu depindem de Dumnezeu. Când depinzi de Dumnezeu, înseamnă, Doamne, viața mea, familia mea, resursele mele, munca mea, business-ul meu, totul este în mâna Ta, ai milă de mine. Ca ucenicii lui Hristos. Matei, capitolul 8, sunt pe barcă, e furtună, năprasnică, totul cade la pământ, corabia este gata, gata să se scufunde, Hristos doarme la cârmă, se apropie și spune, Doamne, scapă-ne că ne ud o lecuță. Doamne, scapă-ne că pierim. Dar nu era ceva de genul, știm noi ce o să facem, că suntem pescari profesioniști, am fost noi pe mare și cu alte ocazii, nu, ei spun, Doamne, scapă-ne că pierim. Cu alte cuvinte, viața noastră, Doamne, securitatea noastră, ce suntem noi, ce avem noi, este în mâna Ta. Vrei să te asculte Dumnezeu când te rogi? Roagă-te conștientizând că depinzi de El în totalitate. Nu depinzi de tine, nu depinzi de familia ta, nu depinzi de alții. Viața ta și cauza ta, toate acestea sunt în mâinile lui Dumnezeu. Cum să te rogi să fii ascultat? În primul rând, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu. În al doilea rând, roagă-te cu inima aprinsă înaintea lui Dumnezeu. Roagă-te cu inima aprinsă înaintea lui Dumnezeu. Zice Scriptura că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Adică nu-i ceva de genul, sunt detașat de rugăciune. Adică când mă rog, știi cum mă rog? Așa, cum contează pentru mine? Cred din toată inima că atunci când ne rugăm și simțim prezența Domnului, trebuie să ne rugăm din toată inima. Poate spui, frate, eu sunt mai liniștit, eu sunt mai înflăcărat, ține de om. E adevărat, temperamentul spune cuvântul, dar hai să zicem că îți face șeful mărire de salariu cu 20%. Spune-te, rog frumos, dar așa, în numele Domnului care îți cunoaște inima, cam cum te manifesti în momentul acela? Da, păi, na. Da, păi, treaba lui dacă o faci. Nu, te bucuri. Imaginează-ți că primești o mașină în numele Domnului Iisus. Ce zici? Mărit să-ți fie numele. Imaginează-ți că te cheamă cineva în oraș și zice, astăzi fac eu cinste, mănâncă ce vrei tu, somon, păstrăv, ce-ți place ție, fructe de mare sau de pădure, ce vrei tu? Cum zici? A, bă. Mai ales dacă ești un om mai atent așa cu cheltuielile. Deci, în sfârșit am ocazia să mănânc bine. Imaginează-ți că, nu știu, e ceva ce te bucură. Dom'le, n-ai avut copii. Și afli că soția ta după ani de zile în care s-a spus că niciodată nu o să poată să ai copii, o rămas însărcinată și o să nască. Spune-mi, cum te bucuri? Cum te manifesti? Da, o rămas și asta gravidă, așa zici? Nu, nu mai poți de bucurie. Sare în sus, zici, Doamne, îți mulțumesc, îți explodează inima înaintea Domnului. Când îți merge bine și ceva important pentru tine arzi. Cred în toată inima că rugăciunile noastre trebuie să fie mai aprinse. Cred în toată inima, eu nu vorbesc neapărat de decibel, dar ascultă-mă, vorba unui frate, mă, dacă te rogi cu bucurie, nici nu poți tăcea din gură. Trebuie să te rogi o leacă, să te audă Dumnezeu din cer. Și ce, de ce? Că dacă nu ești foarte atent la rugăciune și te rogi așa foarte, foarte încet, s-ar putea să-l auzi pe unul. Vorba unui frate, zice, când l-au pe fratele Silviu, ce frumos să roagă, zice, foarte bine, începi și te rogă și tu cu Silviu, tare și Domnul să dea har. E foarte important, frații mei, surorile mele, să punem inima în rugăciune. N-ai băgat de seamă că uneori când te rogi așa foarte liniștit, parcă detașat de rugăciunea ta, te și gândești, Doamne Iisuse Hristoase, mâine trebuie să mă întâlnesc cu ăla la lucru, trebuie să-mi plătesc rata la bancă, trebuie să-mi plătesc datoria, Doamne, trebuie să mă duc cu mașina, s-o stricat, eu lasă la mașină, roțele sunt cam roase, trebuie să schimb cauciucurile, de unde avea bani. Îți fuge mintea în toate părțile. Rugăciunea aprinsă a celui neprihănit. Elie s-a rugat cu inima aprinsă. Dacă vă uitați cu atenție când s-a rugat, el nu ne spune textul prea multe, dar zice aici că s-a rugat cu stăruință să închidă Dumnezeu cerul. Ce înseamnă aceasta? Colaborat cu textul acela care zice că s-a rugat să dea Dumnezeu ploaie. Zice că de 7 ori s-a plecat cu fața la pământ, se ruga bietul, zice slujitorul, du-te să vezi, nu se ridică apă de pe mare. Zice el, omul, dar după a 7-a rugăciune. Parcă se ridică o leacă de apă, zice așa, o lecuță, zice, de nor, așa cât o palmă, zice, no, gata, vine ploaia mare. Dar până să vină palma aceea de nor, cu ploaia aceea, potopul acela de apă, Elie s-a rugat de 7 ori și s-a rugat. Păi nu era ceva de genul, Doamne, eu, dacă tu ai chef, eu te rog frumos, dacă tu ai chef și crezi, no, dă o leacă de ploaie, el s-a rugat. Când te rogi și vrei să-ți asculte Dumnezeu rugăciunea, pune inima, măi frate, pune inima, măi soră, rogă-te din toată inima, să-ți verși focul inimii. De fapt, m-am gândit așa la rugăciune puternică și nu mi-a venit în minte alta decât a lui Anei și a Domnului Hristos. Zice că Iisus în grădina Ghețiman se ruga cu strigăte mari. Apoi Ana zice, nu striga tare, ea nu m-aș mișca buzele, dar când s-a rugat lui Dumnezeu, zice, ea stă de vorbă cu el, zice, învărsam tot focul inimii. Interesant, Ana zice că nu se ruga cu voce tare, dar ce făcea Ana? Ați văzut ce spune textul? Cum se ruga Ana? Plângea.
Spune-mi, te rog frumos, când plânge în rugăciune, simți cu ceea ce spui? Ana, numai buzele și le mișcă, dar plânge când se roagă. Asta înseamnă că trăiește. Asta înseamnă că e mistuită, dar cum să nu fii mistuită când bărbatul tău mai are o nevastă pe lângă tine? Că te-a luat pe tine prima nevastă, nu a putut să aibă copii, te-a iubit, nu te-a lăsat de o mălată încă una să-i facă copii. Și aia naște foarte mulți copii și în Israel cu cât avea mai mulți prunci, cu atât erai mai binecuvântată de Dumnezeu. Și tu n-ai niciun copil. Și trec ani și tu n-ai copii. Și ea și te înțeapă, își bate joc de tine și te face să plângi. Și ea vine și spune, Doamne, Dumnezeu, zice că a stat multă vreme în rugăciune, nu a fost un minut cinci. Multă vreme înseamnă ceasuri în gândirea biblică. A stat multă vreme în rugăciune, ceasuri în rând. S-a rugat și a plâns înaintea Domnului. Și zice că și-a vărsat tot focul inimii. Rugăciunea înseamnă să-ți aprinzi inima înaintea Domnului, să-ți verși focul inimii. Doamne Dumnezeule, mă simt așa de slab spiritual. Atâtea înfrângeri spirituale, atâtea îngrijorări, atâtea depresii, atâtea probleme, atâtea necazuri, atâtea boli, atâtea lipsuri, atâtea frământări în viața de familie. Nu merge treaba bine în munca mea, în business-ul meu. Doamne, mă rog cu tot ce sunt înaintea Ta. Inima prinsă contează în fața Lui Dumnezeu. Când le iei jucării copilașilor tăi în general? După prima vorbă? La început, da. După aia, când vezi că ia jucăria, tu ai dat niște bani pe el, te-ai cheltuit alea și te-ai făcut alea cât de cheltuie, ce zici? Dar păi Dumnezeule mare, păi ăsta l-aruncă, zici. Ia o mașină cu 100-200 de lei, poc, dă cu piciorul unea. Numai vezi că îi rupe ușa și când vezi că și le duce să le dea în stânga și în dreapta, așa, sunt foarte darnici cu banii tăi, știi ce-ți vin să zici? Dumnezeule mare, dar păi... Și atunci ce faci ca tată responsabil sau ca mamă responsabilă? Nu, lasă-l să zică măcar de 5 ori, de 10 ori, să vezi că îi place, să vezi că își dorește păpușa, să vezi că își dorește echipamentul respectiv, să vezi că își dorește mingea respectivă, să vezi că își dorește mașina respectivă. Nu dai așa rapid, bă, dacă îi dai rapid, da, păi îl aruncă. Și tu când îl vezi că aruncă ceva ce ai dat bani, ce zici? Dar dacă vezi că pentru el contează, domnule, nu e o chestie detașată, da, păi contează pentru el, deja pentru tine contează. Ca Dumnezeu să ne asculte rugăciunea, trebuie să vadă că ceea ce îi cerem contează pentru noi. Să nu fim detașați de rugăciune. A, păi dacă Dumnezeu să-l vindece pe fratele, să-l vindece, dacă nu să-l ia Domnul acasă. Apropo, nu m-am gândit să vă spun asta, dar nu mi-a venit în minte. M-am rugat odată împreună cu cineva și ne-am rugat pentru un frate. Era mai în vârstă și, bun, familia tot, Doamne, te rog să-l vindeci. Vorba aceea, să ai 100 de ani, mai vrei să te țină Domnul cu viață și Dumnezeu să țină pe toți frații cu viață și pe toate surorile. Amin. Vreau să fiți mai prezenți. Amin. Slăvit să fie Domnul. Și no, toată lumea, Doamne, eu te rog frumos să-l vindești pe tata, pe bunicul. Și zice fratele cu alea lângă mine, cred că avea chef de ducă. Zice, Doamne, no, noi ne rugăm pentru el, dar auzi, facă-se voia Ta. În momentul ăla eu am deschis ochii, vorba unui frate, ce deschide-o lea cu ochii, așa zice, dacă se roagă frații. Am zis asta la început, deschide-o lea cu ochii, mă uit și la fratele pentru care ne-am rugat, a făcut ochii mari, parcă dintr-o dată s-a panicat. Da, m-am gândit așa cât de... Dar el se ruga bietul din toată lumea, Doamne, mai dăm zile, mai dăm viață, vindecă-mă așa mai departe. Da, fratele așa detașat zice, apoi dacă e voia Ta, du-l tu, Doamne, facă-se voia Ta. Așa trebuie să fim cu voia Domnului, dar asta o spui și despre tine. În momentul acela nu i-a picat bine fratelui. Se ruga seara acasă ca Dumnezeu să lucreze pentru el. Dumnezeu să-i dea biruință. Și în timp ce se roagă seara acasă în rugăciunea de dinainte de culcare și citește dacă din Biblie, începe să se gândească, bun, bun, mâine mă duc la serviciu, cum o să fie? Ce o să fac? Nu s-o ruga cu inima prinsă, eu fugi gândul. Vine o soră la biserică, se roagă, dar în timpul rugăciunii, satana îi pasează în minte un gând, auzi, ce ți-a zis colega ta de birou? Știi ce ți-a zis? Știi cum s-a purtat cu tine? Și în momentul acela lasă mintea să facă diferite scenarii și aduce aminte de ce a zis. De ce nu a zis ea ce trebuia să zică și a zis, ok, ce o să zic mâine? Și și-a pierdut rugăciunea. Dragul meu, când vii la adunare, roagă-te din toată inima. Când te rogi acasă, roagă-te din toată inima. Dumnezeu are plăcere de oameni care au inima prinsă în rugăciune. Roagă-te din toată inima și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Roagă-te cu inima prinsă înaintea lui Dumnezeu. Cum să te rogi ca să fii ascultat? În primul rând, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu și numai de Dumnezeu. Doi, roagă-te cu inima prinsă înaintea lui Dumnezeu. Așa s-a rugat Ilie, cu inima prinsă, s-o contopit cu rugăciunea lui. Nu a fost ceva de gen, auzi, eu zic, dar dacă tu vrei să faci, îi faci, dacă nu, nu, nu. Aici nu e vorba de voia lui Dumnezeu care e foarte bună.
Aici e vorba de detașare. Vrei să te asculte Dumnezeu? Vrei în această dimineață Dumnezeu să răspundă nevoii tale, probleme tale? Roagă-te cu inima prinsă. Nu te ruga detașat. Roagă-te, e vorba despre tine. E vorba despre casa ta, e vorba despre munca ta, e vorba despre familia ta. Este vorba despre un Dumnezeu care poate lucra pentru tine. Dar nu te ruga detașat. Roagă-te cu inima prinsă și Dumnezeu, mărit să-i fie numele, se va opri și se va uita spre tine, își va întinde mâna și îți va da binecuvântare. Și în dimineața aceasta poate să vindece, în dimineața aceasta poate să ierte. Dimineața aceasta poate să dea binecuvântare, să spui, am fost la adunare, m-am întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu s-a atins de mine. Dar ca să facă Domnul lucrul acesta, e nevoie să te rogi cu inima prinsă. Doamne, ajută-ne la aceasta. Cum să te rogi ca să fii ascultat? În primul rând, roagă-te conștientizând că depinzi de Dumnezeu. 2. Roagă-te cu inima aprinsă înaintea lui Dumnezeu. 3. Roagă-te știind că trăirea îți determină răspunsul. E adevărat. Niciunul dintre noi nu suntem ascultați pe baza faptelor noastre. Ce spune Scriptura? Că noi suntem mântuiți prin credință, prin har. Însă, în această zi, ne este adus înainte un om al lui Dumnezeu, Ilie. Și m-am uitat în Ilie să văd ce spune Biblia despre el, că a avut mare putere rugăciunea lui. Printre altele, am văzut câteva caracteristici ale lui Ilie, care arată că este un om al lui Dumnezeu. Este plin de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu. Este plin de râvnă pentru Domnul. Nu-i lucru puțin să fii plin de râvnă pentru Domnul și lucrarea Lui? Oamenii, în general, spune Scriptura însăși, sunt plini de râvnă pentru lucrurile lor. Pentru mașină, pentru concediu, pentru casă, pentru masă, pentru business, pentru lucru, pentru problemele lor. Câți oare astăzi mai sunt plini de râvnă pentru Domnul? Hristos a spus în felul următor, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Vreau să te întreb înaintea lui Dumnezeu care e prezent în adunare, pe tine te mai mâncă râvna pentru Dumnezeu? Tu arzi pentru Dumnezeu? Ilie a trăit pentru Dumnezeu. Rugăciunea lui a avut putere pentru că a fost un om plin de râvnă pentru Domnul. Te întreb în această zi, când stai în prezența lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, tu mai ai râvnă pentru Domnul? Te mai mănâncă pe tine râvna pentru Dumnezeu? Sau Dumnezeu este undeva pe acolo și El? Apoi Ilie este slujitorul lui Dumnezeu. Vreau să te întreb, bărbatule, femeie, tânăr sau mai în vârstă, care ești prezent în prezența Domnului, tu poți să spui despre tine însuți, că ești slujitorul și slujitoarea lui Dumnezeu? Poți să spui în această dimineață cu o mână ridicată, Doamne, mărturisesc înaintea cerului, înaintea pământului, înaintea tuturor, că eu sunt slujitorul tău. Pe ăștia ascultă Dumnezeu. Și mai spune ceva Scriptura. Merge el și face ceva spectaculos acolo. Am putea să spunem, Doamne, ce se întâmplă? Ăsta vine, face o reuniune de popor, îi cheamă pe toți pe muntele Carmel, se roagă, face aici diferite scene, să prindă Dumnezeu jertfa pe altar. Ce se întâmplă, Domnule? Teatru ieftin? Și el zice, Doamne, fă să se știe astăzi în Israel că eu sunt slujitorul tău, că tu ești adevăratul Dumnezeu și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca ta. Nu a fost ceva de genul, bă, hap, știi ceva, mă enervezi. Nu, pentru asta îți dau criză financiară. 3 ani și 6 luni poruncesc cerului, stau de vorbă cu Domnul și îl înduplec pe Domnul să te bage în criză, nu. Și rugăciunea asta a fost după porunca lui Dumnezeu. Nu a fost ceva de genul, știi, chem pe toți aici să mă rog să cadă foc din cer, să aprindă jertfa. Nu așa să mă aflu în treabă, ci fac lucrul acesta după porunca lui Dumnezeu. Omul acesta ascultă de Dumnezeu, pe toate, Doamne, le-am făcut după porunca ta. Un om plin de râvnă pentru Domnul și pentru lucrarea lui, un om care este slujitorul lui Dumnezeu și un om care tot ce face, e vorba de lucrurile acestea importante, bineînțeles, le face după porunca lui Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu ascultă rugăciunea. E foarte important să ai o trăire bună cu Domnul, pentru că trăirea ta și trăirea mea ne condiționează răspunsul la rugăciune sau influențează răspunsul la rugăciunile noastre. E adevărat, niciodată faptele noastre nu ne fac vrednici înaintea Domnului. Noi nu suntem ascultați pe baza pocăinței noastre. Prin credință suntem ascultați, că avem trecere înaintea Lui, în numele Lui suntem ascultați. Dar nu-i totuna că ești departe sau aproape de Dumnezeu. Povestește un frate o situație, frate Dan zice, am avut niște meciuri serioase cu nevastă în ziua aceea și m-au chemat frații să mă duc la rugăciune la spital. Cum să zice ca slujitor că nu te duci? M-am dus, zice, la spital. Când ajung, trebuia să fac o ungere cu un de lemn, nici nu m-am rugat că am fost ispitit,
am citit în Biblie, eram cam slab cu postul, cu rugăciunea, cu spiritualitatea, ispitit, enervat, mă duc la spital. Când deschid ușa, familia acolo, sora bolnavă în pat și îmi zice, plângând, frate, zice, te-am așteptat cu atâta drag ca pe Îngerul lui Dumnezeu. Sunt bolnav, frate, zice, și am nevoie de rugăciune și ungere cu untdelemn. Să aibă Domnul milă că intru în operație și dacă Domnul nu se atinge de mine, nu mai deschid alt ochi. Și aș vrea să trăiesc pentru familia mea. Zice, când mi-a spus, te-am așteptat ca pe Îngerul lui Dumnezeu să vii să te rogi, intru în operație și am nevoie de atingerea Domnului, zice, frate, parcă m-ar fi lovit ceva direct în cap. Familia lângă mine, toți plângeau, se rugau și am zis, Dumnezeule mare, oamenii ăștia m-au așteptat să mă rog, să-i fac ungerea și uite, mă simt așa de gol spiritual, fără putere. Am început, frate Dan, să mă rog și când m-am rugat, îl simțeam pe Dumnezeu așa de departe. Mă rugam, ziceam ce ziceam, dar parcă nimic nu se lipea, parcă nimic nu se lega. Familia era doritoare să lucreze Dumnezeu, sora m-a așteptat ca pe Îngerul Domnului. Frate, ziceam, am făcut o rugăciune de mi-a fost rușine de mine. Când am terminat rugăciunea, i-am salutat, am zis că m-ai rugat pentru ei, Dumnezeu să lucreze. Am coborât treptele spitalului și am zis, vai de capul meu, nenorocit om să sunt. Oamenii aceștia mă așteaptă de câteva zile să vin să mă rog. Nu te simt nicăieri, ești departe, Doamne. Femeia aceasta intră în operație, m-a așteptat ca pe Îngerul Tău să-i fac ungerea, să mă rog pentru ea. Te simt așa de departe, meciuri cu nevastă mea, nu m-am împăcat cu nevastă mea, am venit să mă rog pentru ea și uite, eu s-a certat cu nevastă mea. N-am rugăciune, n-am post de ceva vreme, Biblia n-am citit-o, zilele astea am fost ocupat cu probleme. Frate zice, m-am simțit efectiv deplorabil, devastat. Am coborât treptele spital și am zis, Dumnezeule, Dumnezeule, ai milă, ai milă de mine. Omul acesta a înțeles că e foarte important părtășia cu Domnul atunci când te rogi. Să fii convins că atunci când te rogi, ai acces la Dumnezeu. Că între tine și Dumnezeu nu-i nimic. Asta și m-am gândit, imaginează-ți copilul tău, e dus la urgență, ai nevoie de Dumnezeu rapid în casa ta să intervină. Și tu te uiți la imagini vulgare, ai libertate să te rogi lui Dumnezeu, întreabă-te, bărbatule. Te-ai certat cu bărbatul tău în ultimul hal și situația e delicată în casa ta. Vreau să te întreb, măi soră, tu te poți ruga lui Dumnezeu în momentul acela? Ai convingere, nu că nu spui, dar ai convingere că te primește Domnul. Ai meciuri cu cineva, nu poți să ierți, nu poți să treci peste ceva. Și ai nevoie de Dumnezeu urgent în casa ta, în situația ta. Eu vreau să te întreb, ai simțământul acela că te primește Domnul? Știi ce m-am gândit de multe ori? Ca tată, ce-ar putea fi mai trist decât să ai situație limită și să n-ai libertatea să te rogi, că între tine și Dumnezeu s-a pus ceva? Nu înțeles când te duci la letale, nu simți asta, dar când te duci să te rogi pentru o situație specială, dintr-o dată dacă ceva nu e în regulă, parcă simți că între tine și Dumnezeu un zid, El parcă e departe. E așa de important ca tată, ca mamă, în orice moment, să ai ușă deschisă la Dumnezeu. Nu există mai mare binecuvântare decât ca tata și mama să-și trăiască credința. Când pui numele lui Dumnezeu peste copiii tăi, să știi că Dumnezeu îi poartă de grijă și că la orice oră din zi sau din noapte tu ai inima deschisă și te poți ruga lui Dumnezeu. Știi cine a fost un astfel de om? Avram. Vine într-o zi Dumnezeu la el în vizită și spune, Avrame, vreau să spun ceva. Stă Dumnezeu de vorbă, Sfânta Treime, zice, noi știm că Avram, după ce va pleca din lumea aceasta, omul acesta e prietenul nostru, nu va lăsa familia lui în derizoriu. El spune ceva ce pe mine mă marchează și mă rog să-mi ajute Dumnezeu să fiu un astfel de tată în casa mea. Îmi doresc mai mult ca orice în lumea aceasta. Zice, eu știu că Avram, am studiat cu atenție textul și în ebraică să văd chiar așa este. Știu că Avram va porunci casei lui după el să se țină de Domnul. Și asta nu poate face decât un tată cu autoritate. Dacă să ai autoritate, trebuie să fii integru în casa ta. Trebuie să fii pocăit la tine acasă. Deplasare, toată lumea e pocăit. Pocăință în casă, da. Dar unii ori ne enervăm unii pe ceilalți, da, dar ne mai cerem și iertare. Și de la nevastă, și de la bărbați, și de la prunci. Și nu ținem de încăpățânarea noastră, ci căutăm să ne pocăim. Copiii noștri trebuie să vadă noi pe Domnul, că dacă nu se duc în lume când sunt mari, nu există lucru mai important decât să-L duci pe Domnul la tine acasă. Copilul tău să vadă în tine pe Domnul, să zic, aș vrea să fiu ca tata, ca mamă, că sunt oamenii lui Dumnezeu. Avram va porunci casei lui după el. Pleacă Avram și Isaac se ține de poruncile lui taică-su. Iacov e cercetat de Dumnezeu, se ține de poruncile lui bunicu-su. Și va spune Dumnezeule Avram al lui bunicu printre altele. Că și-a trăit credința și pocăința. Și vine Dumnezeu și spune, Avrame, tu ești prietenul meu. A ajuns mare strigare împotriva Sodomei și Gomorei. Și am venit să cercetez situația, să văd, este așa? Că trebuie să pedepsesc dacă este așa.
Și Avram spune: Doamne, eu te cunosc pe tine. Oare dacă în cetățile acestea vor fi 50 de oameni neprihăniți, îi vei pedepsi tu pe toți 50 la un loc cu ceilalți? Și Domnul spune: Avrame, dacă vor fi 50 de oameni neprihăniți, voi ierta cetatea. Doamne, să nu te superi pe mine, voi îndrăzni din nou. Dacă nu vor fi 50, ci doar 45, Avrame, voi ierta cetatea. Dumnezeule, Tu ești mare și sfânt, nu te supăra pe mine. Dar poate nu vor fi 40 și 5, poate vor fi numai 40, voi ierta cetatea. Poate vor fi 30, voi ierta cetatea. Doamne, poate vor fi 20. Dacă vor fi 20 de oameni sfinți în Sodoma și Gomora, iert cetatea Sodomei și Gomorei și nu le pârjolesc din cauza Ta, Avrame. Doamne, zice, Te rog frumos, numai de data asta mă iartă-mă, nu Te supăra pe mine. Dacă vor fi 10 oameni, și rabinii spun că de fapt erau 10 suflete în familia lui Lot, el și nevastă sa 2, 2 fii 4, 2 fete nemăritate 6, 2 fete măritate 8, 2 gineri 10. Dacă Lot și casa lui, Doamne, vor fi pocăiți, vei ierta oare toată cetatea din picina lor? Și Domnul spune: Avrame, îți promit că o voi ierta. Vine Domnul în vizită și când se uită la cetate, din păcate numai unul a fost neprihănit. Dar spune textul sfânt ceva: Dumnezeu pedepsește cetățile acestea din pricina păcatului. Dar când Dumnezeu plouă din cer, foc și pucioasă, îl salvează pe Lot, pentru că și-a dus aminte de rugăciunea lui Avram. Cea mai mare binecuvântare este să fii un tată pocăit, o mamă pocăită, ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Cea mai mare binecuvântare este să fii un om credincios, ca Dumnezeu să-ți binecuvânteze munca. Zice Scriptura că atunci când Iosif a ajuns în casa lui Potifar, știți ce a făcut Dumnezeu? I-a binecuvântat casa și business-ul lui Potifar. Când un om al lui Dumnezeu ajunge în slujba ta, Dumnezeu îți binecuvântează munca și business-ul din cauza lui. Un astfel de om e o mare binecuvântare. Când te însoțești cu un om al lui Dumnezeu, Dumnezeu își revarsă îndurarea peste tine, slăvit să-i fie numele. Dar fii un om care înțelegi că trăirea ta cu Dumnezeu e foarte importantă în ecuația rugăciunii. Dumnezeu ascultă rugăciunea omului neprihănit, neprihănit prin credință și care se apropie de Dumnezeu, că Dumnezeu îl ascultă pe un om cu cât este mai aproape de el, cu cât își varsă focul inimii mai mult, înțelegând că depinde de Dumnezeu. George Mueller a avut grijă de peste 10.000 de orfani și a zis: în viața mea n-am să cer un leu de la nimeni decât de la Dumnezeu. Și el nu făcea nimic altceva decât să se roage: Doamne, prunci au nevoie de pâine, prunci au nevoie de lapte, trimite bani. Și într-o zi, la unul din orfelinatele pe care le conducea, dimineața se uită, n-au pâine, n-au lapte, n-au nimic. Ia pe toți copilașii și tot personalul, se pun toți la masă în bucătărie. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care o vor mânca. Și toți se uită așa, băi, dar bine, bine, mulțumim, dar pentru ce? Farfurile goale, paharele goale? În câteva momente, după rugăciunea de mulțumire, se deschide ușa. Brutarul satului, spune George Mueller, n-a putut să doarmă noaptea că l-a trezit Duhul lui Dumnezeu. Și i-a pus pe inimă să pregătească pâini pentru copilașii aceia și le-a dus pâine. Avem pâine, dar ar fi bun o leacă de lapte, să mâncăm cu ceva pâine. Roțile de la carul lăptarului se strică. Unde credeți că strică? Mare Dumnezeu, exact în fața orfelinatului. Omul zice: nu pot să duc laptele până nu știu unde să-l vând. Îl dau la orfelinat. L-a dus laptele și l-a dăruit. Și a mulțumit lui Dumnezeu. George Mueller, în jurnalele lui, consemnează faptul că are peste 50.000 de rugăciuni ascultate. Și 30.000 de rugăciuni, spune el, Dumnezeu mi le asculta și mi-a răspuns în aceea zi la rugăciuni. Să ne ajute Dumnezeu să alergăm la rugăciune. Cum să te rogi să fii ascultat? Iacov, fratele lui Hristos, spune: frații mei, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi. Dar s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat și Dumnezeu a deschis cerul și a dat ploaie și Dumnezeu a binecuvântat poporul. Pentru că omul acesta s-a rugat conștientizând că depinde de Dumnezeu. Pentru că omul acesta s-a rugat cu inima prinsă înaintea lui Dumnezeu. Pentru că omul acesta s-a rugat știind că trăirea influențează, determină răspunsul. Fratele Billy Graham spunea la un moment dat: rugăciunea este o linie directă spre cer, spre Dumnezeu.
Iar Domnul spune prin profet în cartea psalmilor: cheamă-mă în ziua necazului, cheamă-mă în ziua în care ai nevoie de mine și eu te voi asculta, iar tu mă vei glorifica. Vreau să te întreb în această dimineață, în timp ce stai în prezența lui Dumnezeu, dacă ai vrea să accesezi această linie directă spre Domnul prin rugăciune. O cântare care am crescut spunea: cu Iisus vreau să stau de vorbă, să spun ce n-am mai spus la nimeni și apoi să plângem amândoi când te uiți la fața Lui și îl vezi lăcrimând, chiar de fi dușmanul Lui, te trezești plângând. Iubesc privirea Lui cea blândă și vocea Lui vreau să o ascult, de mi-ar vorbi o viață întreagă, nu mi-ar părea prea mult. Și Iisus este prezent în adunare și cea mai mare binecuvântare este că este aici pentru tine și pentru mine, e la distanță de rugăciune. Ai venit la adunare și poate ai probleme de sănătate? Ai venit la adunare și poate ai probleme spirituale? Ai venit la adunare și poate ai probleme în viața de familie? Ai venit la adunare și poate ai nevoie de mântuirea Domnului în casa ta? Ai venit la adunare și poate ai lupte spirituale? Ai venit la adunare și sufletul tău știe ce simte și ce trăiește? Dar vreau să spun ceva în această zi: în mijlocul nostru este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. În mijlocul nostru este Iisus Hristos, slăvit să fie numele. Și este aici pentru tine și pentru mine. Și dacă în această zi spui: Doamne, ești prezent în adunare, te rog ascultă-mă, te rog răspunde-mi, te rog strig spre tine, nu trece nepăsător pe lângă mine. Dumnezeu se va opri în dreptul tău. Dumnezeu va lucra pentru tine. Dumnezeu va interveni în situația ta și vei spune: mare Dumnezeu am, care ascultă rugăciunea, care face semne și minuni, aleluia! Ilie s-a rugat cu stăruință și Dumnezeu l-a ascultat și a vărsat focul inimii și Dumnezeu l-a ascultat. Domnul este prezent aici și mă rog ca Domnul să te asculte.